Luni 10 iunie a avut loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba și literatura română. Proba se va desfășura în intervalul 10-12 iunie și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Absolvenții de la profilul real sau filiera tehnologică și vocațională vor avea de rezolvat subiecte mai puțin solicitante decât cei de la profilul umanist și pedagogic. De asemenea, tot la proba de limbă și literatura română, subiectul al doilea a fost exclus. Cu toate acestea, elevii care nu obțin calificativ de trecere la proba orală nu pot susține proba scrisă. În urma promovării examenului absolventului, îi se liberează diploma de bacalaureat. Toți cei care vor promova examenul de maturitate vor avea automat acces liber în învățământul superior.